La data de 12 august, pe raza județului Cluj au fost organizate acțiuni în care au fost angrenați polițiștii din cadrul serviciului rutier, ordine publică, investigații criminale și investigarea fraudelor din județul Cluj. Aceste acțiuni au avut drept scop prevenirea și combaterea activităților ilegale cu tutun și alcool și a altor infracțiuni de natură economico-financiară, prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență în zona barurilor, precum și verificarea modului de respectare a legislației rutiere de către conducătorii auto. În timpul activităților au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, din care 110 pentru abateri la regimul rutier și 28 la legea 61 din 1991.